Meditație la versetul 40. A scos pe toată lumea afară și a îngenunchiat. În cele mai grele clipe ale vieții și în cele mai adânci, ai cea mai mare nevoie să rămâi numai singur, numai cu durerea ta, numai cu lacrimile tale, numai cu Dumnezeul tău singur, numai cu rugăciunea ta, numai cu speranța ta. Clipele marilor rugăciuni care îl angajează pe Dumnezeu și adevărul său sunt niște clipe, cât niște ani, cât niște munți. Aceste răscruci care pot mântui lumea sau o pot prăbuși, nu le poate prețui numai Dumnezeu și Moise pe Sinai sau Iisus pe Tabor. Atunci atât Dumnezeu cât și omul său sunt la fel de cutremurați și la fel de pătrunși de însemnătatea acestei clipe, de cumpăna unică, de muchia îngustă, de condiția grea a minunii în care se întâlnesc sau se despart și Dumnezeu și omul, și omul și Dumnezeu. Într-o astfel de stare, Moise trebuie să rămână singur, cum scrie în Exod 3:1-10. Și Ilie trebuie să rămână singur, cum scrie în 1 Împărați 17:20. Și Elisei trebuie să rămână singur, cum scrie în 2 Împărați 4:34. Și Iisus trebuie să rămână singur, cum scrie Marcu 5:40. Și Petru singur, cum scrie Faptele 9:40. Cine poate să știe atunci ce se petrece acolo între Dumnezeu și între alesul Lui, singur cu El, în momentul cel mai greu și cel mai însemnat al rugăciunii Lui? Cum îi se arată Tatăl Fiului, ori Fiul Fiului Său? Cum îi transmite Dumnezeu puterea? Cum îi dă investitura Lui? Cum se unește Dumnezeu cu El pentru acest act divin în care omul devine Dumnezeu și Dumnezeu devine om? Dar trebuie să fie ceva nespus de înalt, ceva nespus de cutremurător, ceva nespus de profund, care trece dintr-o dată și pentru o clipă peste toate legile veșnice, sub care sunt închise și guvernate toate ființele, toate puterile, toate marginile, toată existența în univers, afară de cele ale lui Dumnezeu însuși și ale omului său în clipa aceea. Poate că de aceea niciodată aceste acte nu se pot petrece jos, ci numai sus. Și niciodată în altă prezență, ci numai în prezența lui Dumnezeu și alesului său. Și niciodată decât în genunchi. Și niciodată decât în rugăciune. Pentru că de nicăieri nu se poate cuprinde mai mult, vedea mai departe sau birui mai sigur ca din genunchi. O, Dumnezeule, ce sus e aici! Și ce înfricoșător de sfânt! Cine poate sta fără să-i se clatine? O, marele și unicul nostru Dumnezeu, slavă veșnică ție! Cu tot sufletul nostru temurând de măreția ta coborâtă printre noi, ne proșternim înaintea ta și te proslăvim cu toate laudele puterilor pe care Tu le-ai pus în noi. Acum când în toată plinătatea Ta ai coborât până la noi, sub toate cele trei înfățișeri, dintre care ni te-ai arătat Tu ca Tatăl Făcătorul, ca Fiul Împlinitorul și ca Duhul Sfânt Sfințitorul tuturor ale Tale
și ale noastre, te slăvim și te slăvim. Prea dulcele nostru Dumnezeu, nespus de iubitor, cât de mare este taina iubirii tale, singura care a putut înlătura toate cerurile dintre tine și noi și toate prăpăstiile dintre noi și tine, să ni te poți alătura nouă, să te poți coborî până sub poverile păcatelor noastre și mai jos decât oricare dintre noi, să ne ridici pe noi toți și pe toată sarcina sub care gemeam, pentru a ne trece puntea dintre iad și cer, peste care nimeni nu mai putut să trece, nici până atunci, nici după aceea, decât așa. Binecuvântată să fie dragostea ta care singură acopere totul, sufere totul, poate totul și care nu se sfârșește niciodată. Te rugăm, nu lăsa lumea aceasta bolnavă fără alinul și vindecarea pe care o dă numai mila și bunătatea ta. Trimite-ne din cerul tău milostiv și bun, oameni milostivi și binefăcători, care să caute fără să obosească, să asculte fără să fie aspri și să ajute fără să se silească pe toți cei robiți de diavolul și chinuiți de urmările ascultării de el, spre a-i alina, vindeca și învia pe toți. Și te rugăm, veșnicule binefăcător, ascultă totdeauna rugăciunile tuturor acestor binefăcători, ai semenilor lor, când se pun între noi și tine pentru binele nostru și între tine și noi pentru slava ta. Răspunde-le totdeauna, Doamne, fără să te uiți că și ei sunt oameni, ci din pricina numelui tău care este atunci peste ei, proslăvește-te prin minuni, pentru ca toate făpturile mâinilor tale să fie smulse de sub groaza și de sub nefericirea în care le ține mâinile diavolului. Toate acestea, Domnul și Dumnezeul nostru, spre împlinirea fericită a gândului pe care l-ai avut cu noi, când ne-ai creat, spre a te bucura tu de noi și nu Satana, spre a fi fericit tu cu noi și nu spre a fi nefericiți noi cu cel rău. Ajută-ne să fim fericiți, iar nu blestemați, și ajută-ne să te vedem cântând și nu tânguindu-ne, pentru slava marelui tău nume și spre împlinirea fericitului nostru gând și dor, mântuirea ta și a noastră, slava ta și a noastră, împărăția ta și a noastră. Amin.